Salariile, pensiile, depozitele și orice alte plăți sunt sigure la Banca de Economii. Declarația aparține prim-ministrului Iurie Leancă, potrivit premierului, pentru a investiga și a evalua exact situația în sistemul bancar și în mod special la Banca de Economii a Moldovei. Statul va angaja o companie internațională concomitent. Prin dispoziția premierului, instituțiile de drept din Republica Moldova deja investigează situația de la BEM. Se impune o verificare minuțioasă a situației din Banca de Economii. În acest context ajung la a doua datorie noastră. A doua datorie este să facem ordine în sistemul bancar. Pe acest motiv am dispus o investigație cu angajarea unor companii internaționale, cu credibilitatea necesară, dar și cu competențe necesare, pentru a evalua exact care este situația în sistemul bancar și, în mod special, în Banca de Economii, și a vedea dacă au fost comise astfel de scheme frauduloase, a fost vorba de management incorrect sau de abuz de putere. Totodată am solicitat și partenerilor noștri americani și europeni să ne sprijine activ acum în investigarea acestor soluții și în cazul în care se va descoperi că, într-adevăr, astfel de scheme au avut loc sau că a fost vorba despre anumit management incorrect sau fraudulos, atunci cei care s-au făcut vinoveți de așa ceva să fie trași la răspundere. Concomitent am dat dispoziții foarte clare la instituțiile de drept din Republica Moldova și ele să investigheze tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în sistemul bancar și la fel, în cazul în care se stabilesc că cineva a premeditat, a prejudiciat interesele băncilor, statului, cetățenilor, să fie tași la fel la răspundere. Banca de Economie a revenit în proprietatea statului joia trecută în urma deciziei Curții Supreme de Justiție cu privire la anularea majorării capitalului social al Băncii de Economii din luna august 2003. În acest moment, cota majoritară a statului este de 56,13% din capitalul social al Băncii de Economii. Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, nu crede că există un pericol real al unei intervenții militare în Moldova, însă afirmă că trebuie să fim prudenți și să fie asigurată funcționalitatea tuturor instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de Filat pentru cotidianul Timpul. Într-adevăr, sunt periculoase aceste posibile destabilizări care pot fi puse în apcare de trădătorii de neam, cum ar fi Dodon sau cum ar fi un criminal de al de USATEI, a mai spus Filat. Potrivit acestuia, mulți erau bucuroși când era atacat de USATEI sau de altcineva, aceste atacuri fiind acțiuni bine țintită. Sursa citată a promis că viitoarea coaliție nu va face jocurile lui Dodon, care propune denunțarea acordului de asociere și aderarea la așa numita Uniune Vamală. Filat cere prudență maximă, deoarece Dodon, care consideră că a câștigat alegerile, este în stare de orice. Camera reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat cu o majoritate covârșitoare de voturi rezoluția care condamnă ferm acțiunile Moscovei împotriva vecinilor săi, calificându-le drept o politică de agresiune. Aprobată cu 411 voturi pro și 10 voturi contra, rezoluția critică dur agresiunea politică, economică și militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Georgiei și a Republicii Moldova. De asemenea, este criticată încălcarea continuă a suveranității, independenței și integrității teritoriale ale acestor țări. Rezoluția solicită Moscovei să înceteze susținerea separatiștilor din estul Ucrainei, dar și să anuleze decizia de a anexa Crimeea la Rusia. Mai mult, documentul solicită să fie retrase trupele care se află actualmente în Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Obiectivul strategic al autorităților de la Chișinău constă în găsirea unei soluții politice bazate pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu identificarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Mesajul a fost transmis de ministrul de externe Natalia Germa la cea de-a 21-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE. Oficialul moldovean a mai adăugat că este necesar depășirea blocajelor în procesul de negocieri în formatul 5+2 și soluționarea problemelor cu care se confruntă școlile moldovenești cu predarea în grafie latină, precum și fermierii din raionul Dubăsari. Totodată, șefa diplomației de la Chișinău a reiterat importanța finalizării procesului de retragere a forțelor militare ale Federației Ruse de pe teritoriul țării noastre în conformitate cu angajamentele internaționale.
Senatorul american John McCain a felicitat poporul moldovan pentru alegerea făcută la scrutinul de pe 30 noiembrie și a îndemnat pe liderii partidelor pro-europene să acționeze rapid în vederea formării unei guvernări responsabile. Totodată, senatorul a avertizat că provocările geopolitice de la graniță sunt în creștere, iar Federația Rusă continuă să alimenteze dezordinele în Transnistria. Este o provocare intenționată, astfel a comentat consilierul șefului serviciului de grăniceri din Ucraina, Oleg Slobodan, faptul că un convoi rus cu ajutor umanitar ar ține calea spre Tiraspol, scrie presa de la Kiev. Mai mult, oficialul ucrainean susține că niciun astfel de camion din Federația Rusă nu a trecut granița cu Ucraina. În opinia sa, răspândirea unor informații despre un astfel de convoi poate fi o provocare intenționată. Precizăm că în ultima vreme în presă au apărut informații privind faptul că în regiunea transnistreană va ajunge un nou convoi cu ajutor umanitar din Federația Rusă. O adolescentă de 16 ani a fost accidentată de un tren în timp ce încerca să treacă o porțiune de cale ferată din zona străzii Muncești din capitală. Potrivit medicilor de la urgență, pacienta a suferit un traumatism craniocerebral și câteva plăci contuze în regiunea feței. După ce i s-a acordat îngrijiri medicale, fata a fost transportată la Spitalul Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko pentru asistență medico-chirurgicală. Cazul este investigat de poliție. La început de decembrie, scuarul din fața Consiliului Raional Cimișlia a început să înverzească. Nu este vorba de o anomalie naturală, ci despre o acțiune de plantare a arborilor și arbuștelor decorativi, inclusiv din specii de conifere. Lucrările sunt efectuate în cadrul unui proiect mai amplu al administrației publice locale de la Cimișlia, sprijinit de Fondul Ecologic Național, și anume amenajarea scuarului Ștefan cel Mare din localitate. Speciile și repartizarea lor sunt coordonate cu Grădina Botanică a Academiei de Științe din Republica Moldova. Scopul acestor acțiuni sunt ca să creăm așa un anturaj confortabil și atrăgător după decorativitate acestei suprafețe, care va fi totodată și o carte de vizită a primăriei. Aici sunt incluse vreo 30 de specii de plante. Majoritatea sunt plante decorative care sunt deja testate în cadrul Grădinii Botanice Academiei de Științe. Rezistă și la temperaturile, deci înalte, la secetă și la arșiță, totodată sunt rezistente și la geruri. Valoarea totală a arborilor și arbuștelor decorativi este estimată la circa 60.000 lei. Printre arbuști se regăsesc specii rare, dar destul de rezistente la secetă, fapt important în sudul Republicii Moldova. La selectarea speciilor pentru amenajarea terenului dat, am reușit în primul rând din decorativitatea lor și din rezistența la condițiile specifice a sudului Republicii Moldova. În primul rând sunt niște specii noi, așa specii ca magnolia, ca cercisul, copacul lui Iuda, îi mai spunem popor, mahonia, diferite specii de tuie, un bârcoacea și altele. Lucrările sunt efectuate atât de angajații grădinii botanice, cât și de muncitorii locali. Conform contractului, ei vor răspunde de procentul de înrădăcinare, astfel ca 10% din speciile care nu se vor înrădăcina să fie replantate din contul grădinii botanice. Ați vorbit cu dumneavoastră? Cu Raionul Cimișlia, cu autoritățile publice raionale, am început lucrările de proiectare a unei grădini botanice în Cimișlia. Am fost într-o așa escadă și am văzut teritoriul care este. Acum așteptăm materiale cartografice. Chiar ieri am discutat cu vicepreședintele Consiliului Raional. Și cum primim materiale cartografice, pornim la elaborarea însuși a proiectului. Reprezentanții Grădinei Botanice a Academiei de Științe din Republica Moldova au examinat posibilitatea plantării în orașul Cimișlia, pe o suprafață de circa 14 hectare, a unei grădini botanice specific sudului Moldovei. Trebuie îngropat frumos, să arăte frumos. Facem groapă rotundă, îl trâmbuim. Facem pentru să treie apa la dânsul.
Îl aducem cu tot cu înghețat o leacă și, da, cu pom, cu înghețatorul și mai bine se prinde. Când ați sădit, mai bine se prinde. E ca cum face domnului, îl trăpșăm și el se prinde bine și e udeală și noi săște, noi... Acordul de colaborare dintre Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei și Administrația Publică Locală prevede în următorii ani amenajarea și plantarea cu arbori și arbuși decorativi a altor spații verzi, parcuri, scuaruri din raionul și orașul Cimișlia.